Bună dimineața! Vlogul ăsta începe foarte devreme, e 8 jumate, mare dimineață, acum am scăpat de la lucru. Afară este foarte frig, mă rog, dacă comparăm cu temperatura din România, e mult peste. Cu toate astea, aici se simte mult, mult mai frig din cauza că este foarte umezeală, suntem undeva foarte aproape de mare. Acum sunt minus 4 grade, dar se simte ca și cum ar fi minus 10, minus 12. Mașina e complet, complet înghețată. Ne îndreptăm spre casă. Sper să se încălzească motorul până ajungem să se încălzească mașina. Astăzi și eu și Oana suntem liberi, deci o să fie o zi destul de interesantă. Încă nu știu exact ce o să facem. S-ar putea să mergem să facem ceva cumpărături, s-ar putea să mergem să vizităm Cardiff. Nu știu exact. Ne vedem mai încolo și vedem, vă spun exact. Ciao, ciao. Hai că am ajuns și eu acasă. Nu mai m-am întâlnit cu niciun cal pe drum dimineața asta. Probabil n-a pornit calul din cauza temperaturii. Apropo de temperatură, e mega schimbătoare. Când am plecat, v-am zis că erau minus 4-5 grade. Pe drum au fost 3, după aia 6. Acum când am parcat sunt minus 1. E mega, mega schimbătoare vremea aici. Termometrul la mașină merge ok, deci nu e de la termometru. Hai să ne luăm bagajele și ne vedem mai încolo. Ciao, ciao. Salut! E 12:30, 1:20. Mergem să luăm pe Oana de la muncă și mergem în Weston Supermare. E un orășel aici destul de aproape, foarte aproape de mare. De fapt, e orașul care e fix lângă mare. O să mergem pe plajă. Ne plimbăm un pic pe acolo, au un mall, ceva delfinariu am văzut pe net. Să vedem exact ce facem, am un muzeu de elicoptere care din păcate e închis astăzi, mi-ar fi plăcut să merg acolo. Da, mergem acolo și vedem ce facem, ne vedem mai încolo, ciao, ciao! Hello there! Avem și băutură pe drum? Dacă bem vinuțul, rămânem fără permisuțul, așa că nu bem vinuțul. Face să mă gândesc la monumentul cu cartoful de la noi din București. Nu? Lipsește cartoful, dar în rest e cam pe acolo. We'll be right back.
acum suntem pe plajă de la Eforie. Eforie Sud sau Nord. E foarte, foarte retrasă marea. Mă rog, sincer, nu o vedem, dar da, hai că trebuie să mă întorc, că nu o să mă vedeți. Da, deci marea e foarte, foarte retrasă și nu se vede nici în spate, nici încolo, nici încolo. E în concediu sau ceva așa? E aici unde sunt eu acum, teoretic ar trebui să fiu în apă. Dar e foarte retrasă. În spate s-a retras, nu? Adică... În stânga? De ce în stânga și nu în spate? Mă rog, ideea e că e foarte retrasă și porci ăștia sunt, în mod normal, vara sunt în apă, deci noi acum suntem destul de departe de țărm și chiar trebuie să fie apă, în mod normal. Și da, ce a rămas e un pic mai încolo și e destul de înghețat, dar nu știu dacă putem să mai înaintăm foarte mult, pentru că devine foarte mâlos nisipul. Ciudat totuși că se retrage atât de mult. De acolo unde sunt păsările alea, nu știu dacă se vede de lumina soarelui, e o geamandură. Deci, wow, deci e mega mult retrasă și deja aici începe să apară și un pic de apă și mai încolo cred că se și vede că e înghețată, nu se mai văd niște stânci. De acolo în depărtare sunt niște bărci și niște vapoare care stau pur și simplu pe nisip. Treptele astea sunt mega înalte. Marea e acolo undeva departe. Dar e foarte, foarte mișto. Hai să mai urcăm. Plaja unde am fost inițial. Suntem foarte aproape de vapoare, doar că a trebuit să facem un coloriaș cu mașina. Acum am putea să vedem cât de retrasă e marea, 200 de metri. Foarte tare aici sus. E super mișto senzația că urci
pe un munte și fix la bază e marea. Foarte, foarte tare. S-ar putea să nu mă auziți foarte bine din cauza că bate vântul foarte tare, dar credeți mă, merită din plin, e foarte mișto. Am început să coborăm înapoi spre mașină, e foarte tare aici. Cum ai zis că se numește? Brindeau Forț, dacă vreți să veniți, e super, super tare. Cred că vara e și mai mișto, că e un pic mai cald. Da? Mergem înapoi la mașină, ne îndreptăm spre casă, vedem să facem niște cumpărături. Cam asta a fost pe ziua de azi. Dacă am dus și bateria la cameră, dacă nu mai filmez nimic pe ziua de azi, ne vedem data viitoare. V-am salutat, eu sunt Alex, până data viitoare, ciao, ciao!